Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas, prin județele Moldovei. În această seară, Belcești sub cadru este tema emisiunii, nu mai este nevoie de nicio altă prezentare sau de voalare. Invitatul meu în platou este primarul comunei Belcești, domnul Constantin Ciobăniță. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit La Pas, prin județele Moldovei. Bună seara, stimată doamnă, bună seara, dragi telespectatori, și bună seara, dragi belceșteni, oriunde ați fi. Da, iată că într-adevăr așa este. Suntem, eu știu, împrăștiați în întreaga lume, în întreaga Moldovă. Ne vede acum Moldova de la nord la sud și de la est la vest. Este o emisiune mult așteptată de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc pentru mesaje și pentru întrebări. Cu siguranță astăzi veți afla răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Vom vorbi despre Comuna Belcești astăzi, la mijlocul verii, am trecut de prima jumătate a anului. Vorbim despre proiecte încheiate, proiecte în derulare, proiecte de perspectivă, priorități pentru 2018. Vom vorbi despre cultură, despre educație, despre sport, despre evenimente culturale. Vom vorbi despre foarte multe în această seară, dar luăm rubrica de știri pe scurt și apoi revenim în platou. De pe 14 august se va relua circulația trenurilor de la Suceava spre Putna. Lucrările de reabilitare a tronsonului de cale ferată Dornești-Putna se apropie de finalizare, ceea ce va permite ca din data de 10 august să înceapă probleme, iar din 14 august să se rea circulația trenurilor pe traseul Suceava-Putna. Regionala CFR Călătoria și-a pregătit deja un automotor de zero, săgeata albastră, pentru acest traseu care va circula la început dimineața și după amiaza. De altfel, mersul trenului urmează a fi perfectat în următoarea săptămână. Definitivarea acestuia va fi asigurată din luna septembrie, odată cu reluarea cursurilor școlare. De asemenea, va fi asigurat un program special pentru zilele de sfârșit de săptămână, astfel încât să se acopere și partea de transport în scop de pelerinaj la Mănăstirea Putna. Tot din acest an este posibil să circule și un tren de la Iași la Putna, astfel încât să se asigure transport și pentru pelerinii din celelalte județe ale Moldovei. Așadar, iată că am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și încă o informație, nu uitați, suntem live și pe Facebook, acolo unde puteți să urmăriți emisiunea noastră, toți cei care nu aveți posibilitatea să vedeți la televizor emisiunea sau pe site-ul telem.ro. Domnule primar, ca de obicei, demarăm emisiunea cu un citat și naționalist, cum vă știu, m-am oprit la Iorga, care spunea că adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaște decât cel care îl caută. Viața, până la urmă, este o succesiune de adevăruri și unele sunt deslușite, altele nu. Unele sunt acceptate, altele nu. Cred că aceasta este sinteza administrației. Mă regăsesc în acest citat. Asta a atins coarda sensibilă. Da, administrația publică se face cu foarte mult suflet. Altfel, rezultatele nu sunt palpabile. Așa este și întotdeauna adevărul este acolo foarte bine supravegheat de lege, iar uneori este văzut, iar alteori nu este recunoscut, așa cum bine spunea Iorga. Depinde de ochii celui care vrea să înțeleagă timpurile. Perfect. Și contextul. Nu ne-am văzut de multișor și mi-aș dori, domnule primar, pentru telespectatorii care acum ne urmăresc și care poate sunt aici acasă, la Belcești, dar mulți dintre ei plecați prin țară sau în afara ei, aș vrea să vă pun întrebarea scurtă și firească. Care este situația astăzi la Belcești? Cum stați cu tot ceea ce v-ați propus, ce ați avut proiecte în derulare, ce proiecte încheiate aduceți? Sunt la al doilea mandat consecutiv. Mi-am propus să-mi canalizez energia înspre probleme de infrastructură a localității. Sunt foarte mari și ca stare de fapt și ca forme de finanțare. În primul mandat mi-am propus
în tot mandatul probleme prioritare să le rezolv. În aceasta reamintesc petruirii de drumuri într-o proporție destul de însemnată în toată comunitatea, finalizarea aducțiunii de apă la, în cadrul comun în satele Ulm și Liteni, multe alte probleme specifice administrației publice au prins contur. În acest mandat, după experiența acumulată, abordez tot problemele de infrastructură de strictă necesitate, dar cu o tematică mai largă. Mi-am propus în acest mandat să nu fie școala din Belcești în care să nu se regăsească amprenta administrației publice locale. Deci de la o modernizare de încălzire termică și până la un acoperiș, de la săli de clase adăugate suprafețelor desfășurarea actului școlar și până la construcții noi, școli noi, în comună, în momentul de față, sunt diferite stadii avansate sau la început de drum, toate școlile sunt în atenția mea și tratez cu foarte mare seriozitate. Este foarte bine că ați atins acest subiect asupra căruia vom reveni probabil în partea a doua a emisiunii, având întrebări de la telespectatori. Alte... Păi, trebuie să vă spun că în momentul de față gestionez numai puțin de 12 forme de finanțare în infrastructura Belceștiului, începând cu întreținerea și petruirea drumurilor și până la începerea lucrărilor la campusul școlar. Marea mea prioritate și în care am înmagazinat destulă energie și acum suntem într-o situație de licitare a proiectului, a PTH-ului și a execuției în campusul școlar. La nivel de Compania Națională de Investiții am depășit toate etapele, am îndeplinit toate condițiile, am trecut și de comisiile specifice din companie și din Ministerul Dezvoltării. Așteptăm cu nerăbdare momentul în care se declare câștigători cei care vor ocupa de partea de proiectare și partea de execuție. Această problemă rezolvată, mă simt motivat și împlinit în activitatea pe care o desfășor. Nu lipsește de importanță, am continuat cu drumurile, dacă am început deja cu finanțele europene pe o măsură 1-2-5 extravilanul localității, avem acum un proiect în care am fost selectat, am deplinit toate condițiile procedurale și inclusiv avansul mi-a fost virat în contul primăriei pentru a începe lucrările. Suntem tot în momentul în care licităm această lucrare pentru execuție. La urgențe pot să vă asigur că numai ceva contestații la extinderea rețelei de canalizare 12,5 km avem asigurată finanțarea, am depășit toate etapele. Aștept câștigătorul recunoscut în care contestatare să-l lase să apuce de treabă. Da, veșnica problemă. Veșnica problemă. Nerezolvată, dar nu e o situație particulară, ci o stare de fapt generală. Generală, în România. Și trebuie să recunoaștem că e o frână destul de serioasă pentru a prinde contur proiectele care le muncim. Așa este. În același timp, în afară de școli, în afară de finanțările care le-am asigurat, o bună comunicare cu cei îndreptățiți pe rada comunității și viața în comunitate se desfășoară în condiții firești. Trebuie să recunosc că am fost depășit un pic în ultimele o lună jumătate de intemperiile specifice acestei luni. Încerc, imediat când împrejurările îmi permit, să fac întreținere de drumuri, pentru că și la noi și-a pus amprenta ploile abundente care au fost în ultimul timp. Pentru că mi-ați ridicat mingea la fileu și pentru că nu mi-am dorit să începem cu această fațetă urâtă a momentului, pentru că România la momentul ăsta 80% este afectată de perioada aceasta ploioasă de o lună și jumătate ploaie. Comuna Belcești în ce stadiu este? Ați avut familii sinistrate? Au fost situații în care apele și-au depășit albiile? Trebuie să recunosc că suntem o localitate amplasată destul de bine într-o zonă în care alunecări de teren nu sunt.
Doar avesele de ploaie au mai făcut din drumuri mai puțin, le-au făcut mai puțin practicabile. Sunt în atenția mea, când condițiile îmi permit, cu utilajul din dotare, fac întreținerea ferească pentru ca problema comunicării între sate și până la Belcești și de la Belcești să fie o prioritate și să fie o problemă rezolvată. Da, să fie perfectat accesul. Acum nu ne miră, au fost distruse drumuri naționale, au fost distruse drumuri județene. Nu ne confruntăm. Deci amplasamentul locuințelor este de așa natură încât nu avem probleme de natură a înregistra calamități. Asta este... cu pierderi umane sau animale. Nu. Recoltele? Suntem într-o postură în care suntem în rază de protecția stațiilor de rachete anti-grindină. Aceasta a făcut ca stări de fapt cu grindină să ne ocolească. S-au întârziat sau s-au frânat sau au fost probleme la finalizarea recoltării culturilor de toamnă, însă în compensație culturile de primăvară arată cam poveste. Deci porumbul, floarea, celelalte culturi care se recoltează în toamnă, în momentul de față au o evoluție de nici în cercetare. Au primit în abundență, apă... în abundență, da. Da. De acum mai așteaptă căldura, pentru că... Suntem într-o stare, într-un context în care nu mai constatăm. Exact. Nu putem interveni. Nu putem pune file, decât să ridicăm o rugă. Domnule primar, ați parcurs atât de frumos tot ceea ce dumneavoastră ați pregătit în lucru acolo la Belcești și aș vrea să le luăm pas cu pas, pentru că a spus că lucrați deja pe 12 linii de finanțare, asta înseamnă proiecte, asta înseamnă efort și asta înseamnă până la urmă că undeva la sfârșitul drumului se vor vedea și rezultatele. Am înțeles că v-ați oprit foarte mult atenția și este foarte bine asupra educației și pentru că deschidem pas cu pas subiectele, știți și dumneavoastră, telespectatorii știu deja, în promo pe pagina de Facebook, telespectatorii au respectat invitația mea și atât în mesaje private cât și acolo pe pagina de Facebook și au scris doleanțele sau întrebările. Printre acestea, pentru că discutăm despre școli, cineva întreba despre o școală veche care nu are o stare foarte bună. Care este stadiul școlilor? La revenirea mea în 2012 am preluat o gestiune în care n-aș vrea să mai aduc aminte. Iar între acestea s-a numărat și starea pe care a șantierul de la campusul școlar și separat de ea o fostă grădiniță, o construcție în care nu s-a gestionat cu responsabilitate pașii de reconsolidare. Deci o grădiniță care face obiectul altui alte finanțări decât campusul, a arătat și a fost și obiectul unui proces pentru tragerea răspunderea celor vinovați de starea în care am moștenit-o. Deci o clădire în momentul de față, printr-o situație în care cred că există totuși, doamne, am convingerea ca formă de finanțare, un ONG cu sediu la București m-a contactat și am făcut primii pași pentru finanțarea și repunerea în circuit a construcției în care actul școlar din grupele pregătitoare se desfășoare normal. Da, am făcut primii pași, primul calendar, am trecut și prin hotărâri de Consiliu, starea de fapt, prin decontur, nu vreau să fiu... nici să exagerez cu părerile pe plus, dar nici sunt optimist, colaborez foarte bine, am parcurs toate etapele de la proiectare până la condițiile de începere a lucrărilor, colaborez foarte bine cu ONG-ul, am avut intervenții chiar și la televiziuni centrale cu reprezentanții ONG-urilor, ținem aproape și sper că această problemă și dilemă și stare de fapt care a avut o încărcătură și o presiune psihică asupra mea să fie rezolvată.
Asta este foarte bine și pentru că, iată, ați atins foarte clar acest aspect și sper că a fost clar și pentru telespectatorii care își puneau această întrebare. Așa cum este firesc, ce priorități aveți pentru a doua jumătate a lui 2018? Pentru că, indiferent cât de mult v-ați face planuri pe 4 ani, așa cum sunt proiectele depuse sau perioadele de depunere de proiecte, noi o luăm ușurel, așa, pas cu pas, pe jumătăți mai de vreau, an. Mai vreau să fac o remarcă, să vă completez la idee. Da, până la soluționarea, până la a asigura finanțarea, până la implementarea unui proiect, este un volum de muncă pe care cetățeanul îndreptățit nu are răbdarea, nu înțelege ce condiții trebuie să îndeplinim respectând legea și nu vin în fața dumneavoastră să fac o motivație vis-a-vis de realizări. Dar orice realizare, mai mică sau mai mare, așa, în spatele ei s-a incubat o mare cantitate de muncă teoretică și sunt îndepliniți condițiile procedurale. Care muncește și care... Da, este și o echipă, este și o consecvență în intenții ca corect să rezolvăm problemele. Prin contur și am abordat finanțări indiferent de natura lor. Deci de la donațiile ONG-ul care mă finanțează să refac grădinița și până la fonduri europene, avem proiecte în derulare, în diferite stadii, care odată implementate vor să schimbe fața în bine pentru comunitate. În ce... De la păi, infrastructura rutieră, care are o prioritate, avem proiecte pe fonduri europene, 6 km de asfalt, așteptăm acum așa executantul câștigător. Uh-huh. La drumuri județene ne traversează de la vest, de la est la vest, și este un program de drumul care va prinde contur tot cu fonduri europene, care pornește din Copou și se oprește undeva în județul Suceava la Rădăuți. Acum se lucrează la proiectul tehnic. Mai avem probleme de infrastructură și chiar o categorie mare, fac o prioritate din treaba asta, dar nu depinde numai de mine. Sunt traversat ca localitate în Intravilan de drumul județean. Starea drumului județean este o problemă care mă frământă, o tratez cu toată seriozitatea. Și chiar m-am uitat și eu la întrebările telespectatorilor. Da. Despre zona aceea Spinoasa-Belcești, probabil. Pe tronsonul de la Spinoasa până la drumul betonat de la Belcești este o porțiune mai puțin practicabilă, în care eu sunt interpretat că n-ar fi voință din partea mea. Încerc cu stoicism să-i explic celor care înțeleg că nu ține de finanțare, nu pot să intervin cu bugetul local sau cu acțiune în nume propriu eu pe acest tronson. Chiar dimineața am vorbit cu directorul de la drumul județene, este o prioritate care o să prindă contur undeva înspre finele lunii august. Deci toate etapele s-au parcurs, inclusiv executantul este știut. Odată cu rezolvarea acestui probleme și la intrarea în Belcești, starea podului de peste Bașlui, se schimbă după aceea în bine traficul înspre Belcești. Telespectatorii noștri, cel puțin telespectatorii TLM Iași, cunosc deja detaliul telespectatorii noștri a emisiunii La Pas prin Județ, pentru că am discutat, dragi telespectatori, detaliat subiectul drumurilor județene și pe vremea când, după ce l-am pierdut pe domnul director Daniel Minciună, a fost directorul interimar, acum este un alt director la drumul județene, nu a fost rea voință din partea Consiliului Județean, nici a Direcției Județene de Drumuri, ci pur și simplu veșnica problemă cu tergiversarea licitațiilor și cu acei încurcă pașii lume. Pașii teoretici în care nu avem voie, nu avem cum să noi luăm în calcul. Da. Și până la urmă, iată că acum răspundem și în direct telespectatorilor noștri, respectiv domnului Ioan Munteanu, care știe, a discutat cu directorul de la drumul județene. Un lucru trebuie subliniat. Aici acum vorbim despre un
un tronson de 1,3 km al drumului județean. Dar indiferent care ar fi situația într-o administrație publică, și subliniez aceste aspecte, pentru că nu toți cetățenii cunosc aspectul administrativ și juridic al activității de administrație, o administrație publică locală nu are voie să investească decât în propria curte și în propriile bunuri. Acolo unde nu este stăpân, nu are voie să intervină și orice depășire a limitelor legale înseamnă răspundere. Dincolo de această problemă care pune presiune pe activitatea mea și care o tratez cu atenție, pe toate administrațiile, și este, nu este o situație particulară, însă pentru belceștenii mei este o prioritate justificată. Am tratat cu atenție, sper ca să nu mai dureze mult și această problemă să fie una de istorie. Ce pot să vă mai spun, tot la capitolul priorități în accesarea fondurilor europene, indiferent de natura lor, am tot la nivel de licitație, de execuție, să amenajez o hală civilizată în târgul care se desfășoară în Piața Comunei Belcești cu tradiții din ani buni, vinerea și sărbătorile legale. Această hală cu tăpșanul acela din la intrare în comună, undeva pe dreapta, este un spațiu cu, în care se desfășoară această activitate vinerea. Da, e un spațiu generos acolo. Este un și spațiu generos, dar avem nevoie să facem și suntem și obligați să respectăm normele de comerciale care sunt acum și o hală modernă echivalentă cu cele din orașul Iași ar da bine undeva la imaginea Belceștilor. Da, și la condiții. Mai sunt și destule alte în perspectivă. Tratez cu toată seriozitatea și cu maturitatea de care, pe care o am ca tot ce înseamnă probleme de infrastructură să prindă contur. Zilele trecute undeva un curent poate și motivat, dar deocamdată în fază incipientă, problema în gazul metan și la Belcești. Am tratat-o și în primul mandat cu seriozitate, a fost întreruptă și întreruperea a fost și a spus cuvântul ani de zile asupra Belceștilor, m-au provocat cu răspunsuri concetățeni de mei în ce stadiu sunt cu problema acestei infrastructuri pe raza Comunei Belcești. Vreau să vă spun că țin aproape, urmăresc toate actele normative, urmăresc toate condițiile și toți pașii care trebuie să-i parcurg, îi cunosc. De fapt, care este piedica? Piedica încă nu este cadrul legislativ pentru asigurarea unei finanțări, indiferent de natura finanțării. Acum se lucrează la un proiect cadru, la nivel de, a trecut de centrala de gaz și ajunge undeva în lucru într-o perioadă imediată la Ministerul Dezvoltării. Nu am date că este ceva concret, bătând în cuie și asigurat finanțarea. Sunt doar discuții de principiu, mă informez și dați-mi voie să vă spun că la momentul de față chiar și problema asta așa mă face să abordez cu prioritate, de asta sunt la primăria Belcești, să se vadă rezolvate problemele de infrastructură ale comunității. Deci, inclusiv gazul metan, pentru cei care își pun întrebarea sau cred că este o problemă lejeră sau își doresc. Este un serviciu public necesar, confortabil. Trebuie tratat cu seriozitate. Deci de la o simplă construcție, la extindere de infrastructură rutieră și celelalte servicii publice. Mă preocupă. În paralel cu alte forme de finanțare, se poartă acum și este justificat, face modernizarea iluminatul public. Domnule primar, haideți să ne oprim puțin pentru o scurtă pauză de publicitate și promiteți-mi că de aici ne reluăm discuția. Publicitate, revenim.
Am revenit, dragi telespectatori. Suntem din nou în direct cu dumneavoastră. Suntem live și pe Facebook, Teleem Iași. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, precizez că în această seară facem popas la Belcești, în județul Iași. Tema emisiunii Belcești sub cadru și invitatul meu în platou este domnul Constantin Ciobăniță, primarul comunei Belcești. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre proiecte încheiate, proiecte accesate. Vorbim despre proiecte în derulare, marea majoritate își urmează cursul și înainte să intrăm în pauza de publicitate, vorbeam despre prioritățile pentru a doua jumătate a anului 2018 și tocmai spuneați despre linii de finanțare. O problemă de servicii publice care are prioritate acum și am și finanțarea asigurată este modernizarea rețelei electrice din cadrul Comunii Belcești și extinderea rețelei electrice în cartierele în care tinerii, după ce și-au construit case, a trebuit întâi să modific destinația terenului, pentru că s-au făcut și ușoare abuzuri și și-au construit case în zone în afara intrabilanului, a schimbat planul urbanistic general, a schimbat destinația terenului și acum, ca problemă de infrastructură, mă preocupă să le fac și acest serviciu, să le pun la dispoziție. Este normal, este firesc. Ce trebuie să înțeleagă orice telespectator belceștean? Instituția în sine este guvernată de legi, iar postura în care sunt nu fac decât pași legal în cunoștință de cauză. Interpretări mai subțirele, mai așa, nu-și găsesc locul. Fac o prioritate din rezolvarea problemelor concetățenilor mei, dar numai în cadrul legal și nu undeva pe principiu las că se face și hai să bem o bere. Îmi cer scuze pentru divagația asta, dar... Iorga o spunea de mult legat de adevăr. Trebuie să și-l dorească să-l vadă fiecare. Sunt pași concreți, sunt pași care sunt făcuți, sunt pași în derulare în viața Belceștiului. Sper undeva mai devreme sau mai târziu, pentru că sunt vremelnic, lumea să înțeleagă că nu au greșit când au avut încredere în dumneavoastră și mi-a dat votul. M-am pus în slujba comunității, sunt și voi fi cât legea și sănătatea îmi permite. Domnule primar, pentru că, așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, vom încerca și aveți toată deschiderea să răspundeți la o mare majoritate a întrebărilor de la telespectatori pe care le-am grupat în întrebări sugestive, pentru că nu pot să răspund motamo la fiecare întrebare, sunt peste 60 de mesaje. Și pentru că această nemulțumire este generală și în toate administrațiile, indiferent că vorbim de rural sau urban. Haideți să ne oprim asupra emiterii titlurilor de proprietate. Vedeam că vă scrie un cetățean care la momentul acesta este plecat din țară, dar care are mama în Belcești, vis-a-vis de dorința domniei sale de a intra în posesia titlului de proprietate pe un teren și pe casă. Trebuie să, și aici este o discuție amplă, subiectul retrocedărilor, a emiterii titlurilor de proprietate este veche și o problemă grea pentru România încă. Toate acestea se fac sub atenta supraveghere și îndrumare a prefecturii și a Comisiei de Fond Funciar și a tuturor factorilor responsabili. Care este situația la Belcești? Belcești nu face excepție de la problematica cu care se confruntă la aplicarea legilor, că sunt un pachet de legi pentru punerea în posesie. Cred că s-au făcut și excese pe undeva. Am acum o echipă și personal foarte bine calificat și foarte bine intenționat. Soluționăm problemele în cadrul instituțional, legal. Este un mecanism mai complex. Nu se rezolvă numai la nivelul Comunei Belcești problema asta. Sunt instituții graduale la nivel de județ, și împreună și în cadrul legii căutăm să soluționăm problema.
fac o prioritate din rezolvarea și acestor probleme cu care oamenii se confruntă, trebuie să recunoaștem că este o tergiversare mai mult sau mai puțin voită și nu depinde numai de factorul om sau de solicitant. Sunt documente care după aceea și au importanța juridică și nu ne putem permite să purtăm oamenii pe drumuri sau să facem eluări. S-au făcut, le soluționăm, dar numai în cadrul legal. Deci nu-mi permit să fac o favoritism sau să promit că cât ai bate din degete rezolv problema. Este o problemă în care suntem antrenați mai multe instituții care se preocupă, care sunt obligate să conlucreze pentru soluționarea problemelor proprietăților private. În ceea ce privește telespectatorul, este clar că nu depinde de o vizită în România sau de o nepăsare sau o neglijență. Înțeleg doleanța, înțeleg graba. Aș vrea să înțeleagă că în mine găsește un partener de dialog corect și legal. Corect. Nu pot să trec peste niște etape care nu depind de punctul meu de vedere. Iată că, așa cum discutam și înainte să intrăm în live, domnule primar, ușor, ușor se schimbă vulnerabilitățile administrațiilor. Înainte sau succedat diverse tematici la vulnerabilități. Iată că acum eu știu prioritățile în ceea ce privește o clădire de grădiniță în care, har Domnului, ați găsit soluția să o remediați sau, uite, chiar această problemă a emiterii titlurilor de proprietate, a retrocedării, care este o vulnerabilitate în România la acest moment, nu v-a iertat nici pe dumneavoastră. Păi n-am cum să fac abstracție, pentru că nu e o situație particulară. Just. Interpretări. Și nu sunt eu îndreptățitul. Sunt interpretări și interpretări la legile care au consfințit titlul dreptul la proprietate al cetățenilor. Oricât am vrea, sunt și excepțiile astea așa voite sau nevoite, încerc să le soluționez pentru că asta este menirea mea și a echipei cu care colaborez. Încerc pe cât posibil să această problemă să fie mult diminuată sau rezolvat probleme. Lumea este nerăbdătoare, mai sunt destui pași în viața privată a proprietarilor. Și suntem expuși și noi, pentru că explicându-le pașii care trebuie să-i rezolve, am fost pus în situația în care zice am ceva cu dânsii. Nu. Pașii trebuie numai în termenul legii. Absolut. Nu i-am stabilit eu. Parcursul nu se face numai la nivel de primărie Belcești. Mă bucur pentru fiecare situație rezolvată. Mai sunt. Absolut. Domnule primar, pentru că mi-am amintit discutând despre parcul acela sau ce vă doriți dumneavoastră să faceți, spațiul acela amenajat pentru zilele de târg. Spuneți-mi care este situația agriculturii la Belcești și m-aș opri asupra zootehniei, pentru că e o problemă, iată, în Moldova cu pesta porcină și cu... Este un subiect destul de complex și n-aș vrea să-l abordez chiar dacă sunt de specialitate. Da, pe raza comunei Belcești, în afară de crescătorii privați de porcine, există și un complex de porci care, cu rezultate remarcabile, face onoare comunității pentru că este o unitate de profil care, de la legislație și până la implicare, chiar sunt mulțumit. După norme chiar europene, după, și după corect. Norme și așa. Meste groază, am fost prelucrat, am atenționat și eu populația, mi-a făcut datoria. În momentul de față, la nivel național, sunt focare de peste porcină africană care ne produc fiori. Aș vrea să cred că zona și localitatea or să fie cumva ocolite. Da. Ocolite. Din perspectiva mea, dați-mi voie, ca realizator de mulți ani aceste emisiuni, cu profilul ei pe administrație, să spun că eu cred că este o furtună într-un pahar cu apă și că...
nu am dreptul să intru în comentarii dincolo de cât dar trebuie să... Dar mi-aș dori să nu fie lovită populația României acolo, Doamne, unde o doare cel mai tare. Păi este o problemă de fond în care este și delicată și gingașă și trebuie gestionată cu foarte multă responsabilitate. Ca orice pestă. Nu este de glumă. Da, nu absolut. Este de glumă. Încă nu este antidotul stăpânit. Este un virus care face... E de groază. Și nu vreau să dezvolt ideea mai mult decât poate că într-o emisiune, domnule primar, pe bune, vom vorbi și despre acest subiect, ce reprezintă aceste boli la animale și ce urmări, ce repercursiuni au asupra cetățenilor, tocmai pentru a nu lua în derâdere. Natura economică. Ne lovește unele, ne doare cel mai tare. Da, bine. Hrana este o stare de fapt firească, zilnică. Pentru menținerea vieții, pentru corect. Menținerea vieții. Eu, ca și specialist din Colegiul de Administrație Publică, trebuie să recunosc că a fost o cădere în gola efectivilor la toate speciile de animale. Se stabilizează situația. Sper undeva situația asta neprevăzută la nivel național să fie gestionată și iar localitatea mea să fie ocolită de corect, o stare. Focarele să fie limitate. Domnule primar, timpul trece și nu vreau să nu atingem încă niște subiecte importante și pentru dumneavoastră. Știu că dați o atenție deosebită atât culturii, cât și sportului, educației în general. Aș vrea să discutăm despre cultură la acest moment. Știu că în cadrul evenimentelor închinate centenarului și la Belcești se pregătesc. Da, s-au și derulat unele, dar... S-au și derulat la scară mai mică, dar în același timp, fiind o situație și un an plin de semnificație istorică, la Belcești o să fie o sărbare specifică dedicată Unirii, Belcești fiind componentă administrativă în acest stat. Sărbătoarea se va desfășura în centrul comunei Belcești. Vor fi antrenați... Când va avea loc acest eveniment? La ultima duminică din luna august. Sper să, ca timpul și împrejurările să-mi permită să o desfășurare bună. Și adică concomitent cu sărbătoarea și celebrarea centenarului Unirii, la Belcești o să fie și un eveniment de natură administrativă, dar și religioasă, între oaspeții de seamă. Înalt preasfinția sa, Mitropolitul Teofan, își va face prezența în cadrul comunității noastre și încerc să cred că găsesc înțelegerea ca să-și găsească în agenda câteva minute să treacă și prin sediul nou de primărie. Ar fi o onoare pentru belceșteni și cred eu că o să fie chiar o sărbătoare. Prezența dumnealui în al preasfințitului între noi este o onoare. Așa este. Este pentru orice comunitate. Da, implicarea pentru actul cultural o să fie pe toate palierile, cu cei îndreptățiți, cu cei care vor să mă sprijine ca la Belcești să totul se desfășoare normal. Mai am experiența altor serbări. Sper să fac o surpriză plăcută și belceștenilor care plecați în afară sunt în luna august. Se întorc acasă, în Belcești. Aveți evenimente artistice cu persoane sigur o să fie o agendă de origine de la Belcești. O să punem în valoare și resursele locale. O să încântăm inima belceștinilor și cu oameni consacrați la nivel național. Normal. O să fie invitați de toate, cum să vă spun, gusturile. De toate gusturile. Sper să fie o zi reușită. Sper să fie două zile reușite în viața Belceștiului. Da,
evenimentul anul ăsta, centenarul ăsta, așa chiar merită respectat și tratat ca atare în toate comunitățile. Domnule primar, pentru că discutăm acum despre acest eveniment, despre anul sărbătorirea centenarului, despre toate aceste evenimente marcante și în sufletul nostru, nu doar așa la modul declarativ în, eu știu, în evenimente. Știu că în primăvara asta, la căsătoria copilului dumneavoastră, la cununia lui, ați fost îmbrăcat iubesc portul popular și o știți și dumneavoastră și telespectatorii mei. Știu că ați îmbrăcat cu mândrie portul popular și acest lucru este poate elementul de bază, fundamentul pentru noi, generația noastră, care își dorește să știe că urmașii nu își vor uita originile. În ceea ce privește Belceștiul, vă urmează? Găsiți acolo resurse? Tot nu face muzica. E adevărat. De la citatul marului istoric Iorga m-am regăsit și am făcut motivația că sunt și naționalist, pentru că așa e normal. Evenimentul de familie a fost unul special și mă opresc aici cu detaliere, pentru că viața de familie, eu aici sunt în postura de primar. Ne oprim la costumul popular. Așa. A fost un eveniment care cred eu că a generat și generează în continuare un respect față de ce este valoros și tradițional. Absolut. La este o onoare să fim sunt totuși. Sunt astfel de focare? Da, mai sunt da, persoane da, da. Care păstrează tradiția? De la formații de dansuri și până la bătrâni și până la persoane care se implică în conservarea tradițiilor foarte și a important. Produselor. Da, și la Belceste este viață. Le port respectul tuturor celor care depun efort în afara activității firești pentru conservarea tradițiilor și la Belceștiul. Foarte important. De la biserică până la cadre didactice, până la oameni simpli, dar care cu respect față de frumos, față de istorie, lucrurile sunt se desfășoară normal și la Belcești. Așa este. Eu mereu încerc să promovez atât cât îmi iese mie în putere prin această emisiune care pătrunde acolo în toate administrațiile, în toate cătunele și în centre universitare, în casa fiecărui român din întreaga Moldovă și spun mereu, iubiți cămașa aia populară, iubiți portul popular, pentru că indiferent de timpuri, ea este a noastră și ne reprezintă. Chiar trebuie să fim și mândri. Chiar Absolut. Trebuie să fim și mândri. Peste timp s-au păstrat și au o semnificație aparte acest ținute. Este un subiect drag pe care poate că îl vom dezbate detaliat într-o altă emisiune. Vreau să ne oprim și asupra sportului și nu putem ascunde și știți și dumneavoastră și telespectatorii că mereu sportul este dorit. Face casă bună cu sănătatea, da, face da, casă bună cu activitatea. Și este dorit în orice comunitate, dar din nefericire are niște repere și niște coordonate care toate se supun finanțelor. Și nu sunteți doar la Belcești în postura în care să simt acel regret că nu ați putut mulțumi pe toată lumea, pentru că sunt comunități mult mai mari și mult mai bogate care au cheltuit sume foarte mari pe echipe de handbal, de fotbal, de eu știu ce altceva, dar care au fost nevoiți să se oprească. Care este situația? Știți foarte bine că mi-au scris cei din echipa de fosta echipă de fotbal sau eu știu poate fotbal de amatori. Care este situația de fapt și de drept? Sportul și are prioritate și în activitatea mea. Nu ne referim numai la fotbal, ci Așa. Și alte sport care au făcut performanță, au făcut imagini comune Belcești, vorbesc de turneile și concursurile de șah, turneile și concursurile unui sport nobil, tir cu arcul. Se cunoaște problema că Belceștiul există până la nivel național și a făcut performanță. Sunt copiii noștri, sunt tinerii noștri care sunt antrenați. Fac imagine localității și mă simt foarte onorat și contribui
din toate puterile mele jos, pentru ca aceștia să fie bine evidențiați. Și fotbalul are istoric, are loc. Agenda mea este destul de încărcată cu probleme stringente pentru comunitate. Este un sport care a face performanță înseamnă o analiză mai complexă, dincolo de a juca undeva și a fugi după un minge, să fie iertată punctul ăsta de vedere. Îmi place și mie fotbalul de calitate, dar cred că la nivelul administrației belcești, între priorități, cred că belceștenii înțeleg că este important ca eu să canalizez energia înspre rezolvarea problemelor de infrastructură și celelalte probleme cotidiene. Pentru fotbal solicit și eu la rândul meu, cum au solicitat și cei care spun să sprijin fotbalul, grupuri de inițiativă, agenții economici sub aceeași umbrelă, finanțări și nu în urmă performanță. Că ați consuma energia e una, a face și performanță și notorietate e cu totul altceva. Absolut. Și asta se face și cu muncă. Așa ori numai, scuzați-mă, o simplă chibițeală deocamdată mă face mai reticent. Nu că îmi place fotbalul, îmi place calitatea. Nu că ați avea de unde să dar dați. Dar chiar am o activitate laborioasă la nivel de ce înseamnă comunitate. Problema asta, așa, cred că ar trebui undeva, încă o dată, repet, un grup de inițiativă. Am în atenția mea să port dialogul și cu profesorul de sport de la fiecare școală, o selecție și să încapă eventual Belcenci. Și nu în ultimul rând, sponsorii, că da, este un sport care consumă. Exact, asta consumă spuneam. Sume. Numai ca să ne aflăm, să ne consumăm energia câteva minute în jurul mingii, eu zic că încă nu este o prioritate. Iată că este un prilej. Acum sunt tineri, sunt persoane dornice să joace fotbal și la Belgea. Invit la masă rotundă pe cei care caută soluții pe lângă și să avem un numitor comun. Să vedem ce, cum, un calendar de derulare. Așa, să avem, pardon, haideți să ne uităm la fotbalul național, dar nimeni nu dă dreptul ca să facă o termen de comparație. Așa este, dar poate că, știu eu, dintre toți cei care ne urmăresc la acest moment, poate se vor găsi sponsori care să susțină și acest elan al tinerilor din echipa de fotbal de la Belcești. Da, mă abțin să mai dau și eu cu părerea mai mult decât atât. Și sportul face bine, întreține corpul sănătos, numai că aici situația este o leagă mai complexă. Deci aștept un dialog la masă rotundă și un grafic de derulare să putem să avem același numitor. Așa, hai să spunem în stânga, hai să spunem în dreapta, hai că nu face primarul. Dar nu e vorba. Agenda mea e destul de ocupată, este destul de încărcată. Oricât aș vrea eu să gestionez și să consum timpul și pentru fotbal, la un moment dat mă umplu de ridicol. Nu, oricum să știți că în general cetățenii sunt reticenți când aud de susținerea unor sporturi în defavoarea condițiilor serioase, decente da, de trai. Așa este. Domnule primar, suntem pe final de emisiune și aș vrea să vă întreb să pot atinge și acest lucru, cum stăm cu indicele demografic la Belcești? Da, în activitatea mea administrativă, cel mai plăcut moment este cel de ofițer al țării civile. Este un moment mai relaxant în activitatea mea. Pot să vorbesc cu plăcere la acest subiect. A fost o perioadă de cădere în gol a indicilor demografic, o situație firească și nu-i particulară la Belcești. Dar trebuie să menționez că de la un an la altul numărul căsătorilor și numărul nașterilor a crescut, s-a stabilizat și nu fac nicio exagerare că numai în Belcești, de la grupele de grădiniță și până la absolvenții de liceu, aceasta reprezintă un sfert din populația belceștilor.
Asta este foarte bine, domnule deci, primar, felicitări dacă se întinerește Belceșul. Se regenerează, da. Asta este foarte bine. Viața de familie a început să își reîntâlnească matcă. Ca o glumă, dar elegantă și nu cu răutăți, în fața ofițerului stării civile, în general vin trei. Nu vin doi. Nu vine numai soțul și soția. Domnule primar, am ajuns la final. Din păcate, sunt multe lucruri nediscutate, dar ne vom întâlni într-o altă emisiune. Vă mulțumesc cu pentru drag participare. Și arunc și eu mănușa o emisiune în care pe teren. Cu drag. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Mulțumesc că ați ales Teleemia și emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Sunt a dumneavoastră Mona Popovi și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Coafura prezentatoarei a fost realizată de Dona Carina.